din cele mai vechi timpuri, Dunărea, fiica a zeului Neptun, a vrăjit cu farmecul ei inimile multor artiști ce și-au dorit să o imortalizeze. Aventurierii, de altă dat, se avântau cu corăbile lor în zonele cele mai învolburate ale fluviului și scodeau apoi povești despre călătoriile lor și despre frumusețile locurilor. Prin tușele pictorului, Dunărea a căpătat suflu, iar prin penița scriitorului, ea a căpătat glas, devenind astfel, poate, cel mai îndrăgit fluviu al lumii. Pentru cei ce-i brăzdau țărmul, Dunărea a fost asemeni unei mame ce cu grijă își poartă comorile până la porțile marilor porturi. Până mai dăună zi, vapoarele de pasageri și de mărfuri se odihneau la malul Gălățean sau la cel Brăilean spre a se elibera de dulcea lor povară și spre a se încărca de alte și alte mărfuri și oameni de valoare cu care purcedeau spre noi orizonturi. Acelea au fost vremuri de bun augur pentru cele două orașe învecinate ce își împărțeau cu drag din a lor avuție. Efervescența culturală și amestecul de limbi ce se vorbea pe atunci în cele două mari porturi făceau din acestea adevărate orașe cosmopolite. De puțin, poate de mult prea puțin, a fost nevoie pentru ca toate acestea să se piardă. Războaiele au săpat urme adânci, schimbând poate pentru totdeauna soarta Dunării celei lin curgătoare. Bătrânul fluviu zace acum în uitare, trist și însingurat. Puțini mai sunt cei care îi ascultă glasul și îi înțeleg chemarea. Puțini mai sunt cei care cu dragoste nemărginită se întorc spre dânsul, spre a-și aminti de timpurile în care Dunărea însemna însăși bucuria de a trăi. Printre aceștia se numără și doamna Valeria Ursan, cea pentru care poveștile Dunării sunt încă cât se poate de vii, iar auzul glasului ei îi umple sufletul de fericire. Bună ziua, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit! Vom continua incursiunea noastră pe Dunăre, de această dată alături de o mare doamnă a Brăilei, o doamnă pentru care fluviul Dunărea înseamnă mult mai mult. O avem alături de noi pe doamna Valeria Ursan, căruia îi mulțumim că ne-a primit în casa dumneei. Dragă, cu drag v-am primit, dar să fiu sinceră, mi-aș fi plăcut să discutăm asta la malul Dunării, pentru că despre asta vorbim, despre asta venim, nu? Să vorbim despre Dunăre. Acum depinde ce te interesează. Dacă cumva te interesează faleza, eu nu pot să spun nimic. E frumoasă, e decorativă, dar pentru mine Dunărea înseamnă așa de la un capăt la altuia. Adică tot malul ăsta Brăilei, care nu știu cine se face vinovat, cineva este vinovat că Dunărea n-a murit, dar nici mult nu mai are. Mi-ar place să nu facem aici acasă această discuție. Ar vrea să te iau, să te duc pe malul Dunării, să vezi cât de ruginite sunt pontoanele acelea care aveau atâta viață în ele. Pe ele erau niște căsuțe pe care locuiau oamenii. Acolo acostau și lepurile, vapoarele, așa. Și vrei să spun că mi-e rușine când mă duc pe mal, pe cheiul acela construit după planurile marelui Angel Saligny. Ai auzit de el? Da. Da, mă mir că eu am întrebat ieri pe cineva, pe elevă, scuză-mă că fac niște divagații, la ce liceu învață. Și mi-a zis că a intrat în clasa 9-a, vă să spun? A intrat în clasa 9 la liceu, la colegiul Ghica. A zis să știi, să te uiți acolo vis-a-vis, e o casă restaurată, e foarte frumoasă. Acolo a fost argat Vanity Strate, casa Thüringer, la care ea și ea, că erau două, m-au privit așa străinește. Și zice, voi nu știți cine e Vanity Strate? Ba da, spune una, este librărie, este în centru, pe aici. Dar cine a fost? Nu. Serios? Și am mai întrebat tot ce am întrebat pe o tânără asistentă socială acum un an. Mă, dar tu știi cine a fost Deceva? Nu. Dar cine a fost Traian? Nu. Dar de ce? N-ați învățat? Nu.
Și atunci nu pot să spun că m-a cuprins o durere, nici o furie, ceva o lehamite, așa, și m-am întrebat. Oare n-ar trebui să văd și eu? De curioasă, cu toată viața am fost eu curioasă și am scotocit peste tot. Nu era normal să iau și eu niște cărți de asta de istorie. A patra, a cincea, să văd și eu ce învață copiii ăștia. Și de ce nu mai avem interes pentru trecutul nostru? Adică, din ce neam ne tragem, știi? Și mă gândesc că poate astăzi profesorii sau ministerul o fi ajuns la concluzia că filozoful Tuțea, într-un interviu, era bolnav în spital și îl întreba diverse lucruri reporterul, pentru care întreba dacă îi pare rău ce pățesc românii. Și a zis, Doamnă, poporul român este pedepsit de Dumnezeu, pentru că a fost un trădător. Eu sigur că am trăit urechile, nu? Și s-a întrebat de ce. Păi un popor care își face din năvălitori strămoși, ăsta este un trădător și e pedepsit de Dumnezeu. Și acum, eu, atunci nu prea am fost de acord cu el, așa puțin asta la îndoială. Dar acum cred că ministerul, inspectoratul de vătământ, a ajuns la concluzia că tu ți-ai avut dreptate și că noi n-avem nicio treabă. Dacă strămoșii noștri n-au fost romani, dar de ceva n-a fost? Cum se poate? De ce? Ce treburi au copiii ăștia? Sau a năvălit atât de tare perfecțiunea asta? Ce să mai comentăm cu telefoanele, cu internetul? Cu... N-au timp? Măcar așa un pic să strecoare. Hai, trecem la subiect, dar vreau să spun că să întrerup de câte ori ceva mă nedumerește. Multe mă nedumeresc pe mine și dacă m-a nedumerit de copil, iar mă întorc la copilă. Ți-a zis între timp să fie, te rog, indulgentă cu mine, îngăduitoare, pentru că mereu am să fac niște divagații și am să sunt de la una la alta. De exemplu, bunica mea mi-a spus că eu nu m-am născut normal, că atunci când am ieșit din mama, aveam o formă de semnul întrebări. Și că cu semnul întrebări ăsta am rămas și până am murit, înțelegi? Și probabil până am să mor. De asta eu pun niște întrebări, că am niște nedumeriri și nu vreau să plec dincolo, chiar să nu le știu. Acum te rog, scuză-mă, acceptă-mă cum ți-am zis că sunt, așa, și continuă și spune ce vrei. Da, într-adevăr, dumneavoastră aveți perfectă dreptate, pentru că un popor care își uită originile, practic, se reneagă pe sine și atunci, în curând, ne vom aștepta să... Hai mă, dragă, iar te rog, să nu spun că am întrebat dacă auzi de Ștefan cel Mare. Și mi-a zis că era un domnitor care făcea multe războaie. Și atunci am zis, noi vom fi urmașilor, oră fi așa, cum zicea în piesă Cozor sau... Calvăreanu, nu? Te-am întrebat greșit ce vrei de la mine. M-am gândit așa, că de fapt vrem una de la alta. Mata mă întreb și eu spun doleanțele mele legate de Dunăre, că altfel nici n-aș fi așteptat să sunt de vorbă. Ca să mă auzi, o să spun tu? Ca să mă auzi tu, dragă, și poate mă aud edilii ambilor orașe, că mi-ar place să colaboreze în ceea ce știu eu, urmează să satisfacă planurile mele, nu de dragul meu, ci de dragul vieții, a Dunării și a tinerilor, spune. Despre ce vrei să-ți vorbesc? Pentru că Dunărea este legată de dumneavoastră încă din fragedă pruncie. Care sunt primele amintiri pe care le aveți? Draga mea, îmi place că mă întrebi, dar este invers. Dunărea nu e legată de mine. Eu m-am legat de ea. Să știi că habar n-am când am intrat prima dată în apă, dar știu că mă bătea fratele meu când se ducea la Dunăre, mă bătea de teamă să nu mă nec, că Dunărea era pentru mine nu aici pe faleză sau în fața agenției fluviale, ci era aici, înspre Bac, unde era lacul Ganea, unde erau și corturile de țicani și mă duceam să mă scald exact acolo unde se trece cu Bacul spre Ghecet. Așa. Și din bătăile care mi le trăgea fratele meu, eu am învățat să nu și el săracul n-a făcut un metru în viața lui în apă. Așa. N-a făcut pasiune. Eu cu nebuniile mele făceam pasiune pentru orice. Și deci nu mi-amintesc când am intrat în apă, dar știu că a pătruns în mine. Știu că am iubit-o, dar am simțit și din partea iubire. Și nu pot să pricep. Aș vrea să-mi spună cineva de ce e teamă de Dunăre.
De ce? De ce? Ca să nu-ți mai spun ce se întâmplă acum. Dar și când eram copil. Dar nu ca acum. Dunărea, deși era brăzdată și de bărci, cu vâzle și cu motoare și mai ales de atâtea vapoare care veneau și plecau. Mi-aduc aminte și de convoaiele alea care vedeam, eram pe mijlocul Dunării și vedeam convoaiele împinse de câte un remorcher, zic că ăsta acum ori îl aștept să treacă, ori trec înainte. Uneori, dacă era depărtare, aveam curaj să treacă, dacă nu, lăsam să treacă, că nu-mi păsa unde ajung. Și deci asta înseamnă iubire. Iubire totală. Eu cum să-ți explic? Crezi că o să găsesc cuvinte? Sau crezi că o să ajungă cuvintele să spună cât de fericită e Dunărea când intri în ea și mai ales acum cum ne așteaptă, cât de tristă și pustie e și murdară? Domnișoară, poate mă ta vrei să vorbesc așa curgător. Eu nu pot, pentru că și ce se întâmplă? Se amestecă amintirile mele când mă văd bălăcindu-mă în mijlocul Dunării, când și atunci s-a cam uitat lumea mirată după... Dar mai erau și alții, nu numai eu, se făceau concursuri. Vai ce populată era Dunărea, deși treceau atâtea vapoare. Ce treceau Dunărea în nord? Mai mult treceam noi de aici pe partea cealaltă, că era mai greu să vii aici, pentru că cum să mă urc eu în costum aici pe cheiul Dunărești, așa. Dar acum este dezastru. Uite, am să spun că îmi dai voie să vorbesc așa sau trebuie să aștept să pui întrebări? Am să spun că acum 2 ani am notat în Dunăre, știu eu, nu mi s-a părut murdară. Anul ăsta tot am vrut să mă duc și n-avea cine să-mi țină hainele. Am reușit și am găsit 2 persoane, 2 tineri de data asta, săptămâna trecută, și a fost o fericită că am notat. Că dacă s-au uitat unii curioși când am ieșit, că vorba aia nu mai era ca la 18-20, nici ca la 70, m-a privit mai puțin, știi? Că nu știi ce discuție am avut eu cu Dunărea. Cum să spun eu? Știi, fericirea, am știut dintotdeauna că nu este o permanență. Fericirea este o stare. E să știi că starea asta mi-a dat-o mie Dunărea. Știi ce frumos te simți? Știi cum te mângâie? Dar mi-a fost așa o prietenă, mi se pare că undeva am scris că târziu, la bătrânețe, când am avut necazuri, tot ei le-am spus. Și dacă le-am spus plângând, spunând, ea mi-a spălat obrazul de lacrimi, să știi. Mi-a fost prietenă. Și dacă aș vrea să mor, mai romantic așa, să nu râzi de mine, aș intra în apă, în costum, dacă aș ști eu când vine vremea. Și m-aș lăsa dusă. Până n-aș mai putea. Mi-ar place. Să intru așa, n-am, știu eu ce velietăți, știa, și că nu velietăți, să spune așa, nu-i corect. N-am ideea asta, vezi, Doamne, vreau să mor pe Dunăre. Dar mi-ar place să mă poarte așa, până când o vrea ea. Lasă-mă să-ți spun ce doresc eu. Ce recomand eu edilor acestui oraș și ce îi rog pe tineri. N-aș vrea să mor până nu îi văd pe tineri vâslind. Nu să meargă cu băcile astea cu motor care poate să le conducă și baba Floarea care are 90 de ani. Eu să o expresie așa. Dar aș vrea să tragă la rame. Te vezi? Când am trecut Dunărea, când am fost acolo, eram cât pe aceea, am zis, am să trec Dunărea, că să știi că nu-i mare. Dar nu știu de ce l-am trecut, dar, adică ca să o trec, să traversați, trebuie să trec pe malul ăsta. Și la 84 de ani să mă dezbrac aici, știi, destul că cu mulți ani în urmă aveam 70 de ani, auzeam 60, 70, auzeam lumea spunând câte unul, măi, ia trece nebuna Dunărea. Eu nu mă supăram, cuvântul ăsta nebună mă distrează, mă amuză și îmi place. Dar aș vrea, că eu am propus asta și am fost privită ironic și au zâmbit pe sub mustață bărbații care, într-o întâlnire la